Dumnezeu a spus, întotdeauna vor fi oameni nevoiași în țara ta, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău și să-ți întinzi mâna pentru toți oamenii lipsiți din țara ta. Suntem astăzi în rulota Domnului Moise și ne dorim din suflet să-i reamenajăm locuința și să-i facem ceva frumos aici. Mergem repede până la salon să vă... Mergem să ne iau averea cu mine. Averea? Care e? Asta frumos. Se numește Cartea Cărților. Cartea Înțelepciunii. Aici eu mă simt ca acasă. Da? Să oprească războaile astea, lumea să devină un pic mai credincioasă. Eu vă mulțumesc din suflet. Acum o să mergem la rulota dumneavoastră. Domnul Moise, am ajuns. Wow, am emoții eu. Nu-mi vine să cred. Dumnezeu la timpul potrivit vă va răsplăti. Dintr-un foc ard de infecție mi-a făcut apartamentul. Meritați tot ce-i mai bun.